Bun venit la un nou demo! Astăzi aruncăm din nou privirea asupra lui Space Base DF9, ce a primit de la ultimul demo vreo 2 sau 3 petice foarte importante. Acum la versiunea 4.b, The Terrible Secrets of Space, secrete precum faptul că vei muri foarte rapid dacă nu ai grijă. Am impresia că au mărit oarecum dificultatea jocului pentru că asta e a doua colonie pe care încerc să o fac. Prima a crăpat foarte rapid pentru că am omis să fac câteva chestii și după aia a apărut un fel de limax spațial care i-a mâncat pe toți. Această stație, dacă vedeți aici, a fost și a lovit-o de câteva ploi de meteoriți. Credeam că o să lovească mai mult zona asta, așa că am izolat-o. Pot să izolez acum foarte ușor încăperile, Seal Oxygen, foarte frumos. Sau poți să le dai un claim, adică să nu le mai ai în proprietatea ta, să fie ignorate în esență de restul lumii. Dar bombardarea de meteoriți a lovit de fapt zona asta, care nu avea un stingător de incendii acolo, așa că a fost în flăcări pentru o vreme și oamenii au murit încercând să stingă. Pentru că am o groază de credite din motive, de materie, din motive pe care am trișat ca să am atâtea, ca să pot să fac un demo mai interesant. Pentru că am atâtea, voi face acum o bază foarte fistichie și foarte interesantă și foarte mare. Hai să începem prin construirea încă unei camere. Cum să o punem? Vreau să fac un hol foarte lung. Room. Un hol foarte lung de care să legăm fiecare altă chestie. Așa că facem holul ăsta foarte mare. Confirm. Am builder. Da, am doar 2. N-am nevoie de la fel de mulți mineri acum. Așa că îl pun pe ăsta să fie tot builder. Nu-i prea priceput, dar învață el. Aș putea să-i scop pe toți chiar. N-am nevoie de mineri pentru că am foarte multă materie. Un singur tehnician cred că se va descurca. Sau poate că nu. Am nevoie de încă un tehnician aici. Deci tu devii tehnician. Se degradează mult mai greu asta față de prima variantă și sunt reparate mai bine de tehnicieni, dar totuși am nevoie de mai mulți oameni. Chestii pe care le-au adăugat de atunci, vedeți, astea sunt replicatoare de mâncare, pentru că oamenii au nevoie acum de mâncare. Au și nevoi care spun exact ce nu e satisfăcut. Amuzament și odihnă. Am și un monitor aici care habar n-am ce face. Built by as a pool, less maintained. Displays all stuff, entertainment, dar văd că nu prea mult. Eating replicated food. Pe lângă un replicator poți să faci și un grătar sau un restaurant, în esență, cu acel pub care era și pe vremuri în varianta 1.0 sau 1. La naiba! La naiba! O să fim bombardați în curând de reziduri spațiale, de meteoriți. Dacă vedeți cumva aici un steag rămas de la ultima bază, are tendință să recicleze exact aceeași hartă, doar că mută piesele și uită să mai scoate anumite elemente. Trebuie să moră ăștia. Poate n-am plănuit prea bine ideea asta să fac un hol foarte lung, pentru că un hol foarte lung poate să fie fisurat într-un loc și cam toată lumea va muri, așa că să facem rapid un zid. Pot să fac acolo un... Trebuie să demolez chestia aia. Pe tine te demolez. Din păcate, tehnicieni... Ok, tehnicieni, rămâneți acolo, o să fiți cât de cât în siguranță, cred, să activez pereții. Da, o să lovească toată zona. Uite că vin. Au, durere. Da, măcar e rezistentă cât de cât baza asta. Cruzav lovește chiar zona de... a luat foc. Și bine că am pus extintoarele, că altfel aveam probleme mari. Airlock-ul era în flăcări, nu-i nimic, e un airlock. Se stinge ușor. Am supraviețuit chiar cu daune minime față de data trecută. Și a construit chiar bine acolo. Unii dintre voi să demoleze chestia aia. Construct o ușă. Dor. Flor, obiecte, doors, o ușă normală aici. Confirmare. Hai nu mai mânca și construiește aia. Așa, vezi, ăsta își vede de treabă, nu ca tine. Chiar ce se gândește asta? Space Facebook îi spune acum la chestia asta, parcă îi spunea altfel.
Deci I'll eat a certificate of food, but in protest, dar chestia asta nu e naturală. Păi nici acum nu este, dar asta e. Ați curios dacă vreun dintre mai este infestat cu un limac spațial. Acum dă ca default tab pe profilul său psihic, pe starea sa curentă, nu pe Facebook. Pentru că, de fapt, nu știu exact ce face asta. Era mai interesant să dea direct, când dau click pe un profil, să apare tabul ăsta prima, văd că apare câteodată. Scurze că apare mereu. Nu apare mereu. Pentru că aici spune chestii relevante, cum ar fi, sunt infectat de un limac spațial, ar trebui ca să merg la doctor. Aveți de gând să construiți asta? Serios? Mâncați acum? Haide! Construiți ușa aia ca să poată să iasă de aici. Ăsta nu are cum să iasă. Sărmanul. Nu am mineri, dar știu că nu am mineri. Am concediat pe toți, am luat alte slujbe. Ai construiește ușa. Planeta aia parcă nu era pe fundal înainte. Tehnician mai priceput avem. Da, tehnician mai priceput. E bine. Așa, construiește ușa aia. Bravo, în sfârșit putem să plecăm de aici. Și acum, înapoi la lucru, haideți. Haideți. Frățiților. Așa, dăm timpul mai rapid. Accelerăm trecerea timpului până își văd și de treabă. Lucrez tot în interesul lor acum să le fac dormitoare și chestii și alte trestii, dar văd că ăștia nu vor. Parcă ar fi niște simși. Văd că au terminat coridorul. Bun, acum să facem dormitoarele. Room. Hai, le punem mai... Nu, cancel. Le punem wall room, da, aici. Punem cât de lungi să fie. Vreau ca să le fac camere individuale. Așa că o să fie tot așa mai chestie mai lungă, mai lată, mai mare. Confirmare. Hai, le fac de o parte și de alta. Construct room. De cât au fost acolo de... În cap 6 space paturi aici. Cred că ar trebui să mai fac încă unul așa. Cum îl șerg pe altul? Erase. Așa, erase astea. Trebuie să pun podea apoi. Unde este podeaua? Uite-o. O să iasă cam ciudat acolo. Sper să înțeleagă și eu cu ce vreau să fac. Adică nu vreau ca să fac simsurile astea. Am putea să pun ușa. Constructor, object, toate zonele, cancel object, construct object, doors, da, uși. Hai, pun 3 uși. Am pus ușa, nu lua ușa aia, cancel. Controlul are cât de cât mici probleme, dă snap pe chestii pe care n-ar trebui, dar nu e problemă mare, dar e problemă cât o seamnă nervant, deci... Acolo nu pot să pun, nu pot să construiesc acolo, dar pot aici. Deci, uite că pot, dar iarăși face snap aiurea. Confirmare. Mai vine încă o navă. Și mai să mai fac ziduri. Încă un zid aici. Și încă un zid aici. Iar să nu fie zone prea lungi, că atunci vor fi probleme. Construiți. Să pun și toate zonele niște extintoare ca să nu cumva să am iar probleme. Emergency alarm, nu știu exact ce face. Cred că e legat de invazii. Se pot întâmpla invazii în jocul ăsta. Hai să pun vreo două. Mai pun și niște plante. Așa să ocupe loc. Plante frumoase, ok. Asta a devenit un fel de bucătărie. Sper să nu rămân toți acolo. Dacă fac un pub, toți vor sta la pub. Acum văd că mai are un obicei. Dacă dau click pe butonul ăsta, automat va da click pe zona din spate. E enervant când face asta. Sper să repare asta, că nu-i problemă, iarăși, dar e enervant când o face. Hai, construiește ușile, construiește, zic, construiește ceva acolo, haide. Naviză mai mare, trebuie să apară și nava. Apărut nava. Greeting space base, as you can transmission, nu suntem pirați, e real, dați-ne voie să intrăm. Hai să riscăm, poate nu sunt pirați. Excellent docking now. Au docat peste construcția mea.
Am nevoie de niște forțe de securitate. Tu. Sunteți acum polițist spațial, veniți încoace. Extract pun și ușa acolo. Object, doors. Acum am stricat planul ăștia. S-au stricat ca lumea. Asta e enervant că ocazional ăștia își vor parca navele unde vor. În derivă văd că nu e niciun deocamdată. E o zonă cu foarte puține anomalii spațiale, așa că nu vor fi prea multe patrulând. Așa, punem un beacon. Du-te acolo. Done. Ai echiparea. Echiparea. Asta este trist, văd. De ce nu ești armat? Ești soldat, nu ești security. Da, e security. Hai, până armează-te, du-te acolo unde ți-am spus. El nu, Batman. Asta nu e securitate, da, e securitate. Văd, încă mai construiește. I-am schimbat slujba, dar încă mai construiește afurisitul. Treci încoace. Ok, schimb beacon-ul la interior. Done. Vrea cineva să intre acolo? Chiar... Epsin, tu ești miner. De ce? Dar nu ești miner, ce ești? De ce care ai în brațe? Ah, era miner, dar pentru că l-am pus să fie builder, a rămas cu aia în brațe și acum a făcut un zid în loc să facă și ușa. Au ăștia o prioritate pentru construire de te apucă plânsul. Acum chiar nu mai am cum să explorez zona. Chiar nu mai am cum să o explorez deloc. Dar poate vine ăsta și construiește ai. Timp, mai rapid. Timpule. Wow, și chiar sunt extrem de leneși. Cineva. Skill mai bun de builder, bun. Nu vrei ca să construiești chestia aia, ușa aia, avem nevoie de ea, nu? Deloc chiar? O, la neba. Ce s-a întâmplat aici? Cum a intrat? A venit prin partea aia. Deșteptăm, a venit pe partea aia. Deocamdată văd că nu sunt pirați spațiale aici. Și văd că sunt are animație de mers. Life support este... Research Data Cube. Dar... unde sunt pasagerii? E ceva normal aici. Pasagerii lipsesc. Ok, o să ai și opțiunea de research, dar văd că deocamdată n-am un să cercetez chestii. A lăsat bucata de asteroid acolo în dormitor, serios. Cât de ori din partea lui. Ok, dacă nu-i pericol atunci, tu înapoi la builder, în fapt voi tehnicieni erați. Hai, părinte, fac miner. Să avem măcar un miner. Unclaim, de ce apare cu unclaim toată asta? Claim. Am verificat, made fabrication code, has recalled the... Aha. Trebuie să reparăm airlocks pentru că altfel vom avea probleme. Ok, le reparăm neapărat. Vinește ca să le repare. Bun. Vinește ca să le repare pentru că altfel s-ar putea să avem probleme. Dacă nu cumva mințeau și sunt de fapt pirați. Iar și unde le-ai animația de mers? Nu mai plutiți. Mă speriați când plutiți. Ați ajuns să untru. Și sunt ostili. Ăștia chiar erau de fapt ostili. La neba, ăștia chiar erau pirați. Securitate. La neba. Ăștia chiar erau pirați. Sealed. Sigilat aia. E sigilată. Putem să facem asta. Cum? Nu am opțiunea ca să... Aveam opțiunea ca să... la neba. A murit unul. Aveam opțiunea ca să evacuez aerul, dar văd că nu mai este, nu mai apare. Nervant că nu mai apare. Avem unul mort. Ăștia sunt securitate.
Sper că e unul dintre voi securitate. Nu, stăteam doi builderi. Toată lumea e securitate acum. Toată lumea e în armată, toată lumea o murții pe ăia. Trageți-n... Așa. Încă unul, încă unul. Hai, încă unul, încă unul, încă unul. Am pierdut doi oameni deja. Ok, am supraviețuit. Am rămas cu foarte puțini oameni. Builders. Tehnician am nevoie și încă un builder. Ăsta e recomandabil. O, ăsta e rănit rău de tot. Ăsta e rănit. Amusement, psych profile, anxious, competitive. Spune ceva de... with niceties, da, e precunoscător că am decorat baza, e trist că aia a murit, hostil, arată rău. Nu e chiar atât de oribil. Tu ce... ca... cum ai rămas blocat acolo, serios? Claim... asta e unclaimed. Cum le dau claim? Asta este unclaimed, claim. Asta este unclaimed. Asta este așa, claim. Și ăsta... te-am dat claim deja. A, ăla doarme acolo. Cum te scot de aici? Ești, ce ești? Ești un builder. Dărâmă un perete. Și este ușa asta blocată. Normal, open. Oh, s-a deschis în vid, nu-i așa? Da, s-a deschis în vid aia. Cum au interpolat ăștia construcțiile mele peste a lor, nu știu. Hai să fac un... n-am mineri, știu, n-am mineri, dar am bani destui. Construct... mai facem o ușă. Object door aici. Confirmă. E și cam ciudat acolo. Construct, room. Măcar o podea, nu. Trebuie o cameră întreagă. Nu. No. N-am ce să-i fac acolo. E parțial în spațiu, în vid. Construiește-mă ușa aia ca să poți să ieși de acolo. Ești nebun. Așa, bravo, deșteptule, bravo. Ih. Mergem în slow motion ăsta. Știu, n-am mineri, nu mai spune asta într-un an. Așa, am construit zona asta. Life support mi-ar mai trebui. Phaser fire, cauza de moarte. Încă o navă. Încă o navă pe drum. E mai periculos șocul ca data trecută. Mult mai periculos. Asta este obosit, da. Trebuie să-l construiesc paturi. Vreau să-l fac camera individuală și asta tot încerc să fac. Asta este, nu, cancel, cancel, inspect, cancel, tip de cameră, reședință, cap 3 paturi în el sau? A, câte zone de reședință am? 3, un acolo și ăsta marele de aici. Așa, acum să punem paturile, construct, room, object, da, reședință, paturi spațiale rotite pe partea asta, un acolo, un acolo, un acolo, un acolo, un acolo. Dau așa camere individuale, se simte și mai bine. Space dresser are bun de 1, 1, 2, 3, putem să pun chiar 2, 4 aici, cred. Hai, punem așa mai multe la un loc. Nu trebuie să fie chiar camere individuale, doar să dai impresia că sunt. A, și uși de sigur, ca să poată să intre acolo neapărat, altfel care-i scopul. O ușă aici, o ușă acolo, ușă aici, o ușă aici, una aici, una aici. A, ușă aici, confirmare. Și chiar, este chiar foarte, foarte trist. Are nevoie de odihnă. Dormi și tu pe jos dacă ți-e somn. Hey, Wimps, guess what? We're coming to kick your butts. Ăștia chiar sunt pirați. Avem noroc că suntem atât de demn de milă. Înseamnă că nu ne mai atacă. Care erau pirați și insit ăștia? Spre osebire de alții. N-ai reparat ușa asta? Chiar n-am mai tehnicieni? Bă, da, am tehnician. Unde este? Doarme. Doarme încă 2 minute, ok. Așa că nu mai am bani de absolut nimica.
Ai putea să te duci ca să faci un pat, ca să dormi în el, sau ceva. Oamenii ăștia. Asta funcționează. Hai, construiește chestia aia. Așa, acum culcă-te. Se culcă și să presupun. Nu, asta chiar își face treaba. Vezi, un om sârguincios, un om care lucrează, care știe care e ce important. Datorie mai presus de toate. Asta și că e doar trist. Nu poți să dau click pe el. Așa. Înainte nu puteți să dai click chiar atât de bine pe camere. Acum dai mai mult click pe camere în loc de personaje. Am vrut să avem încă o navă. Și eu nu prea mai am oameni deloc. Poate este o navă non-ostilă. Cadavrele astea chiar nu dispar. Deloc. Vreau ca să fac o zonă de... Nu sunt pirați? Ok, hai. Poate voi nu sunteți pirați. Da, altă navă! Altă de tamai navă. Am nevoie de încă un om de securitate. Mult mai dinamic jocul față de cum era înainte. Adică, abia dacă am apucat să fac ceva, orice în jocul ăsta până acum și au venit ăștia cu toții. Am nevoie de un... încă un security. Builderul care doarme, presupun, da, builderul care doarme cu 2 minute. Ok, dormi tu 2 minute și după care te facem om de securitate și vei veni ca să explorezi zona asta. Poate sunt prietenoși, poate vor să se alăture echipei. Poate nu vor să ne omoare. M-am speriat, credeam că mă atacă cineva iar. E ca obiceiul să fac asta. Parcă avem prea mulți builderi oricum. Roster. Tehnician foarte priceput, ok. Tu securitate, tu miner, tu... Hai te fac botanist, o să facem o grădină botanică pe aici. Așa, miner, te-ai trezit. 2 secunde, ok, Apollo, Aza Apollo. Ești acum, fapt ești deja securitate. Punem beacon-ul, ca să știm să te duci. Dan. Te-ai trezit. Da, tot e trist. A, n-are odihnă, doar ce ai dormit. Ai dormit o oră. Sau două, sau trei, sau 10 cât ai dormit. ECO, I can't, it's you, we finally found you, we've been searching for you. Protracted giggling. Serious, ready to come aboard. Ok, ce ar putea fi rău la asta? O, sunt doar oameni, normal, nu-s invadatori. Bun, nu-i invadator. Hai te facem barman, o să facem un pub în curând. Explorează, hai dăm claim. Ostili în zona. Dar nu-s ostili. Nu, sunt prietenoși, sunt friendly ăștia. Nu pot să dau click pe cameră din cauza obiectului și viceversa. Claim. Am dat click pe el să dau claim, dar nu vrea așa. Nu. Claim. Dă click și pe aia. Să pot să dau claim. Să pot să dau... E chiar enervant. Nu pot să dau click pe steag, așa. Au pus replicatorul de mâncare prin ușă. Înseamnă că am mai mulți oameni acum. Da, am chiar foarte mulți oameni, ce bine că nu am fost atacat iar de... Hai facem un savant, încă un tehnician mi-ar fi util și nu mai am builder deloc. Pe tine să te fac tot botanist sau hai mai bine... tu builder sau tu securitate. Am nevoie de 2 să fiu sigur că nu am probleme pe viitor. Barman parcă am vrut să pun... Am mai pus avant, așa că tu fii barman. Dan. Nu e da claim la zona asta. Claim. Deci, cum pot să dau click pe zonă, nu pe... Dacă dau un claim. Claim. Și tot apare că unclaimed. Pe ce exact dau claim acum? Pe... Să-i... Nu, e chestia care putea în aer? Nu. Se vede că e încă în alfa jocul. Ăsta, barul ce vrea.
S-a rămas blocat acolo. E on duty. Nu vrea să plece. Beacon. Clear beacon. Așa, done. Cum dau... stimulez asta nou. S-ar putea să fie nevoie să fac mai multe chiar. Ok, done. Așa, zonă de cercetare și de fitness și botanică să facem. Chestii care le-au adăugat recent în câteva petice. Aș putea converti zonele astea în altceva. N-au adăugat încă generatorul de energie. Totul e acum tot așa. Am nevoie tehnicieni mai mulți. M-am întins prea mult cu baza. Mult prea mult cu baza. Bine, ce-i drept, m-am întins doar până aici. Restul a venit de la sine. Am sărit puțin peste construcție pentru a vă arăta exact cum arată o bază mai completă ce este pe cale să fie lovită în grădina botanică de niște asteroizi. Am primit deja câteva lovituri severe în zona de cercetare și de fitness, așa că, oh, uite că vin. Să nu bubui. E bine că nu e nimeni acolo, deși ar trebui ca să fie, ca să lucreze la... Oh, da, a luat foc. A luat foc totul. Cineva... Acolo să meargă, așa, tu. Am pus extintoare acolo, folosește-le. Hai, du-te. L-ai luat? Așa, bravo. Ideea este că folosind la grădina botanică poți să crești plante, diverse plante, cum ar fi, asta cum le spune, trebuie să aibă și un nume. Metacorn. Metaporumb. Nu cu picioarele, că aveți extintoare. Furisilor. Asta a luat foc. Știu că prea mai crește mâncare. Vrea să se întreabă cum este să stărească pe o plantă adevărată. Bun. Ne uităm la mâncare. Avem Glowfruit și Ichipod. Astea, pe de o parte, sunt convertite în mâncare și stocate în frigidere și apoi sunt gătite pentru a oferi mâncare proaspătă, mult mai nutriționistă, care îi face mai bucuroși pe oamenii ăștia complet. De ce mor de foame? Avem replicator de mâncare aici, avem frigidere, avem de toate. Și chiar nu sunt în stare să se îngrijească pe cont propriu. Vezi, gătește, ăla gătește. Cum să-ți fie foame? Deci ești foarte trist, amuzament. Ok. Socializarea. Ai nevoie de asta am făcut acest pub, dacă ai nevoie de socializare. Poftim. Ia. Ieși o masă acolo, mănâncă. Ia vedem ce gândește. Won't someone be my friend? Păi vorbește cu lumea. Ce vrei să fac eu totul pentru tine? Ce ăsta, black and white? Nu. Sper să nu fie. Black and white mă enerva că cetățenii erau în esență complet incapabili să facă orice pe cont propriu. Orice, absolut orice. Aveam pretenția că ăștia fiind în spațiu să fie ceva mai deștepți. Cum am spus, asta este zona de fitness la care ăștia pot face mușchi, adică mai e și problema gravitației scăzute, adică să nu li se atrofieze mușchii, fiindcă atunci chiar vor avea probleme, vor fi foarte nesănătoși și vor muri. Este sănătos, deci asta e perfect, deci n-are nicio nevoie, foarte generos, este... pacifist, este oarecum lene și tăcut. Se gândește la... Asta este cam cripto-out. Cum să zic cripto-out? Este dezgustat oarecum când vede oamenii de pe pământ mâncând pui, găină, cod-codac. El este o găină imensă. De parcă ar mânca o versiune mică a mea. Da? A găsit deficiențe în suburitina de... Da. Oxigen. Momentan, ați adăugat ceva nou în joc, ai console de cercetare cu proiecte chiar. Bine, nu dai click pe console ca să vezi și pe cameră și face un scroll cam bizar, fiindcă încape textul peste celălalt. Poți să cercetezi diverse alte lucruri, cum ar fi oxigen mai bun, uși grele care pot fi blocate și rezistă la loviturile de phasere. Anterior au fost stricate câteva uși de acei invadatori. Avem Sonic Ball Driver care permite construire mai rapidă. Problema este că astea sunt cercetate foarte lent și din greșeală, dacă clic pe asta din greșeală, iar numai asta, dar apăruseră o chestie într-una din navele care au aterizat, cred că ați văzut faza,
parcă asta era, avea o dischetă în centru și am dat click pe ea, i-am spus să o cerceteze și nu știu exact ce a făcut cu ea. Cred că mi-a dat un bonus de puncte la cercetat chestia aia. Am selectat-o, da, am selectat-o cum trebuie. În rest, avem... hai să primim la bord, care sunt șansele să fie invadatori? Nu sunt invadatori, bine. Ce sunt, ce sunt ăștia? O colonie foarte mare acum, foarte, foarte mare. Hai mai facem un barman, ca să le fie mai ușor restaurat să mănânce. A mai apărut vreun derelict prin zonă? Nu, niciun derelict, adică navă aflată în derivă. Sunt doar navele care au aterizat lângă a mea. Ar trebui să fie destule ca loc de expansiune. N-au schimbat chiar pe cât de multe credeam de la varianta 1 la varianta 4 în... Uba! Tehnician m-a priceput. Tehnician cu 5 stele. Foarte priceput. Ăștia cu 4. Bun, 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 foarte bun. N-au schimbat pe cât de multe aș fi sperat până acum la acest joc. Am și uitat când am făcut ultimul demo la el. Chiar habar nu am când l-am făcut. A fost acum ceva vreme oricum. Fața cu botanica, credeam că va schimba mai multe, dar ăștia văd că tot mor de foame așa pe cont propriu. Adăugată replicator de mâncare care mai ajută. Dar chiar să fac câteva și în pub. Fapt, le-aș face degeaba acum pentru că ăștia văd că încă nu l-au construit. The Vengeful Cosmonaut. Așa se numește barul. Cosmonautul răzbunător. Vezi, s-a dus mâncare acolo. Chiar avem multă mâncare. Ar trebui să mai fac niște frigidere. Construct object pub refrigider. Hai punem acolo, nu pot să pun fiindcă este extintorul. Un aici, iarăși face acel snap acolo unde nu trebuie. Foarte nervant, nici măcar nu pot ca să învârt camera fiindcă este izometric. E blocată camera, punem încă un aici și încă un aici. Ar trebui să fie de ajuns. Stai că mai gătesc. De ce e atât de fericit? E foame. Uite mâncarea lângă tine. Ai trecut pe lângă mâncare. Dude, înapoi. Sper să le mai... Da, să doarmă. Sper să le mai schimbe și AI-ul, să-i facă mai inteligenți, mai deștepți cu timpul. Văd că au uitat să construiască și ultimul generator de oxigen. Cam asta a fost-o pentru demo-ul lui Space Base DF9. Continuă să se dezvolte încet, încetul cu încetul într-un joc cât de cât interesant. Ce aș vrea să văd ar fi mai multe amenințări pe termen lung. Bine, o amenințare ar fi faptul că n-aș fi avut destule resurse ca să construiesc toată asta. Ceva ce nu e tocmai cazul aici pentru că am trișat ca să am o groază de bani ca să pot să fac acest demo mai fizic. Dar mai multe amenințări ai fost frumos. Aș fi putut să aleg de la început o zonă cu mai multe amenințări, dar prea puține resurse ca să fie interesant. Zone cu... De fapt, să vă arăt zonele. Poți dau save, cred că... Nu, dau new pace. Aici alegi unde să construiești. Decline. Aici alegi zona... Decline, așa. Aici alegi zona în care să construiești o bază. Neutre. Densitatea înseamnă cât materie este în jur de construit de la meteorit sau de la corpuri. Proximitatea față de warp gate, cât de des apar alte nave, parcă. Da. Câte nave apar pe lângă tine, cât des apar. Amenințarea este amenințarea și interferența magnetică înseamnă cât de des pot să apară alte nave plutind în derivă pe lângă ta pe care le poți explora și din care poți găsi diverse chestii. Momentan eu eram pe undeva pe aici, da, aici eram, în zona asta, care are densitate foarte bună pentru resurse, este aproape de un orb cage, nu e tocmai zonă complet sigură, dar e semi-sigură. Asta ar fi interesant dacă n-ar avea resurse foarte scăzute, fiindcă ce poți construi? Nu poți construi mai nimic. Asta e problema, că au legat densitatea de resurse de asta. Dacă puteai genera resurse altfel decât prin minerit, eu știu, prin comerț, s-ar putea să adaugi asta pe parcurs, adică să poți să stai într-o zonă cu foarte mult pericol, sau dar să aibă un alt avantaj, să aibă ceva... Aici ar fi chiar interferență mare din partea altor... Bine, ai putea să demolezi alte nave
ca să capeți resurse, dar ar fi prea aleator și prea lent procesul. Nici măcar nu știu dacă o să ai timp ca să faci o bază până când ești atacat, adică ceva ca să poți să te aperi. Oricum, sper ca jocul să evolueze mai departe. Iar și am văzut ce vor să adauge. Vor să adauge iarăși medic bays, invazii extraterestre, sistemul de energie și multe altele. Nu o să dau... nu o să intru în zona asta pentru că o să-mi suprascrie salvarea anterioară și nu vreau să fac asta, fiindcă e o salvare frumușică. O să evolueze pe parcursul timpului. Când mai apare ceva interesant, iarăși o să fac un demo nou, fiindcă tare sunt curios ce o să ajungă din jocul ăsta. Data viitoare voi reveni cu League of Legends Hexakill. Sunt curios cum o să fie League of Legends cu 6 jucători pe aceeași hartă. Dacă erau 6 din One for All, adică imaginați-vă, 6 rase de lux simultan. Ar fi superb, dar nu este din păcate, pentru că Riot nu prea înțelege cuvântul distracție, înțelege cuvântul tabar n-am ce, e-sport sau altceva. Trebuia să lase One for All ca default activ, oricând, oriunde, oricum. Asta a fost tot, la revedere!